A fost cea mai violentă pe care a văzut-o piața universității în ultimii 20 de ani. 4.000 de oameni au ieșit să-și strige nemulțumirea în centrul capitalei. Jandarmii au intervenit în forță și s-a lăsat cu răniți, 6 în stare gravă, plus 10 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Apele nu s-au calmat nici astăzi, protestatarii s-au adunat și azi în piețele marilor orașe din țară, cu miile sunt la această oră în piața Operei din Timișoara, dar și în piața universității aici în București. Carmina Otman este acolo. Bună seara, Carmina! Până la această oră au mai avut loc incidente? Bună seara! Nu au fost incidente până la această oră. Singura problemă a fost în momentul în care o femeie a leșinat din cauza efortului și din cauza temperaturii foarte scăzute. A fost preluată de către un echipaj smurt și dusă la spital. Sunt, cred că, peste 2000 de oameni adunați în acest moment în piața universității. Sunt veniți de la ora 13:30 și spun că nu vor pleca de aici până când nu se vor face auziți la președinție și la guvern. Strigă lozinci de dimineață, strigă jos Băsescu, jos guvernul, noi de aici nu plecăm, să iasă toată lumea din case. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această noapte, dacă vor bloca din nou. Brașov, unde la această oră peste 1000 de oameni au ieșit în stradă. Paul Petroșel este în Piața Sfatului. Bună seara, Paul, ce se întâmplă acum acolo? Bună seara, încă de la ora 5 în Piața Sfatului s-au adunat brașovenii să protesteze și să ceară demisia guvernului și a președintelui. Din Piața Sfatului oamenii s-au deplasat către primăria Brașov, unde au cerut și demisia primarului, iar apoi s-au întors aici, unde vor să rămână până când vor obține ceea ce își doresc. Oamenii spun că nu vor pleca din Piața Sfatului până când nu vor obține o demisie a guvernului. Practic, Piața Sfatului a fost declarată de către protestatari în această seară primul loc din România liber de culoarea portocalie. Anca? Paul, îți mulțumim. Mersi și eu, papa. Mulțumesc.